Bine v-am regăsit la o nouă ediție a știrilor la Exprim TV. Vă invit pentru început să facem o trecere în revista principalelor titluri de astăzi. Capacitatea programului de reasigurare deținut de PAID este de 525 de milioane de euro. Afacerile Carpatica Asig au crescut cu peste 30% în primul trimestru al acestui an. Vienna Insurance Group vrea să revină pe profit în România în acest an și aproape 60% dintre IMM-uri consideră o provocare să aibă evidență clară a finanțelor. Să vedem acum și știrile pe larg. Capacitatea programului de reasigurare deținut de pulul de asigurare împotriva dezastrelor este în prezent de 525 de milioane de euro, cu o reținere proprie de 1 milion de euro. Reasigurarea are un rol important în activitatea PAID, fiind achiziționată pentru a oferi protecție, securitate și lichiditate, iar dacă este necesar, pentru a crește capacitatea de subscriere. Din acest motiv, brokerii de reasigurare reprezintă o parte integrantă a acestui proces. Astfel, în momentul de față, interesele PAID sunt reprezentate de 5 brokeri cu renume internațional și local: Aon Benfield, Guy Carpenter, GLT Re, Stella Re și Willis Re, conform pool-ului. Carpatica Asig și-a majorat subscrierile cu peste 30% în primul trimestru din acest an, față de aceeași perioadă a anului trecut, totalul acestora fiind de peste 164 de milioane de lei. Procentul de majorare a primelor brute subscrise este mai mare decât creșterea de peste 22% a daunelor achitate, se arată într-un comunicat al companiei. Ina Crudu, directorul general al Carpatica Asig, precizează: recordul de creștere îl deține Casco, la care subscrierile s-au dublat, fiind de peste 6,4 milioane de lei în primele 3 luni ale acestui an. Creșteri considerabile avem și pe segmentul non-auto, la răspunderi civile și profesionale, 44,88%, accidente 38,71% și asigurări medicale de călătorie 32,43%. Pentru restul produselor facultative non-auto, cu excepția property, avem o creștere de peste 75% a primelor brute subscrise față de anul trecut. Grupul austriac Vienna Insurance Group, care deține companiile OmniAsig, Asirom și BCR Asigurări de Viață pe piața locală, estimează că va înregistra un profit în activitatea din România în 2014, după ce anul trecut a raportat un rezultat negativ de peste 98 de milioane de euro. Peter Hagen, CEO-ul VIG, este încrezător în piața de asigurări locală, în special ca urmare a ultimelor reglementări din domeniu, dar și a creșterii economice. Conform acestuia, VIG și-a propus să fie disciplinată în activitatea de subscriere și să aplice tarife de primă în funcție de riscurile preluate în asigurare, subliniind că VIG nu intră în jocul prețurilor mici care au dus la pierderi pe segmentul auto, chiar dacă asta înseamnă reducerea volumului de prime. Peste 50% dintre IMM-uri întâmpină dificultăți în gestionarea fluxului de numerar și aproape 60% consideră o provocare să aibă evidență clară a finanțelor și un control bun asupra cheltuielilor, a declarat Cătălin Crețu, director regional pentru România și Croația Visa Europe. Acesta a explicat: am observat o nevoie reală de informare în ceea ce privește instrumentele de plată și gestiunea finanțelor pentru IMM-uri. Din păcate, suntem o societate încă bazată pe numerar, iar acest lucru se reflectă în modul în care IMM-urile își gestionează afacerile și în ponderea extrem de ridicată a economiei subterane în PIB. Conform acestuia, cardurile de business ușurează gestiunea financiară a unei firme. Ce avantaje reprezintă pentru companii utilizarea cardurilor business, puteți afla într-un articol mai amplu publicat astăzi pe unuasig.ro. Acestea au fost știrile zilei la Exprim TV. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc în continuare o zi cât mai bună.